Curtea Grădiniței cu program prelungit numărul 6 din Constanța s-a transformat la sfârșitul săptămânii trecute într-un peisaj tomnatic. Decorul a fost unul de poveste, culorile predominante fiind maro și auriul, iar mirosurile îmbietoare de dovleac sau gutui cu siguranță au alcătuit tabloul anotimpului toamna. Educatoarele le-au pus la dispoziție celor mici și câteva activități recreative și jocuri precum bowling, X și Zero, punchbox sau roata norocului. De asemenea, fiecare elev a venit de acasă cu un preparat special. Îmi plac foarte mult jocurile. Am adus pentru fiecare câte o prăjiturică. Am venit să gust toate preparatele făcute de ceilalți. Plăcinte, brioșe, prăjituri, de toate! Anul acesta ne-am gândit că pe lângă tradiții și obiceiuri de toamnă, să oferim copiilor și șansa, oportunitatea de a se juca cu adevărat. Este o activitate interactivă. Noi cam așa i-am obișnuit pe micuții noștri. Scopul este să se simtă ei minunat în acest cadru natural și în același timp să fixăm tot ce putem noi despre tradiții, obiceiuri, cunoștințe despre anotimpul toamna. Toamna s-a transformat într-un profesor înțelept pentru acești mici exploratori. În curtea unității de învățământ, copiii au învățat despre schimbare, despre frumusețea trecerii timpului și despre armonia din natură. Fiecare frunză căzută a adus o nouă lecție, iar grădinița a fost un loc în care au fost sădite semințele curiozității și iubirii pentru frumos. Toamna este un anotimp foarte frumos. Putem găsi frunzele care cad, nucile și dovlecii. Evenimentul a fost impresionant chiar și pentru adulții care și-au admirat micuții de pe margine. Am băiețelul, unul dintre ei care e grupa mare aici, l-am și pe celălalt care tot aici a fost și e cu o tradiție, în fiecare an venim aici. E foarte frumos. Cei mici vor sărbători curând și ziua Dobrogei prin diferite activități.